pentru Akpaba, urcă din nou Rodriguez, pasă în marginea careului la Belanda, Belanda cu dreptul scoate Saba! Excelentă intervenția lui Răzvan Saba. Ce bine s-a mișcat Belanda, iată-l lăsat să primească o fentă, două, și trage plasat cu latul. Spațiu foarte generos pentru Belanda, care a avut timp să se întoarcă, însă... Vine la susținere Manea, agață și mingea, reușește să centreze, balonul ajunge la Mario Camora, Camora pe jos, o deviere lui Hepte, gol! 1-0, CFR-ului, revedem ce înseamnă să aduci mulți oameni în preajma careului advers. Da, deviat-o. E o dublă deviere. Da. Mai întâi a avut unul. Da. Și cred că Hefte are ultima atingere. Da. Din picior dreapta la Svensson. O minge lungă a lui Manea spre Bârligea. Hefte reușește să intre în posesia mingii, cere Cvec centrarea pentru Afunu, minge lăsată, Camora urcă foarte bine, centrarea lui Camora pe bara a doua, Manea! Manea, voleu cu pământul, mingea sare peste, cam visători jucătorii Adanei, nu prea vin înapoi, nu prea fac faza defensivă, în timp, în schimb, iată ce curaj pentru CFR, 4 jucători în careul. Și Afunu recentrează 6 metri, Manea trimite exact în brațele lui Karacic. Ce ocazie are CFR-ul în acest minut, 22, aproape de 2-0. Dar ce ocazie pentru Manea, care a prins gustul golului, nu, Aieti a fost. Aieti. Manei. Belanda, acum ce pasă pe culoar pentru Ndiaye, iese foarte bine Sava. A ieșit foarte inspirat, Nuțiune recuperează CFR-ul, Afunu șutează la distanță, Karacic bine plasat, sau mai bine spus, șutul a fost foarte bine. Treacă de Manea, centrarea lui Akintola, respinge Afunu, un șut acolo, respinge Sava, Akpaba, omul cu execuția. Mai avem o reluare duelul dintre Hefte și Jonas Svensson. 2-0 Sepsi pe Digi Sport 3. 2-0. Supercampioana României. Un gol superb. Nevoie să paseze înapoi cu Svensson. Sari. Mingea ajunsă la Akpaba. Continuă forcingul ofensiv al CFR-iștilor de la Adana Demirspor și totul se termină cu acest șut de la distanță, dar și la mare distanță de poarta lui pentru Yeboa. Minge respinsă de Gravion. Akintola. Akintola, rom în dreapta, se folosește de el Yusuf Sari. Yusuf Sari centrează, intervenție greșită și ocazie uriașă. Belanda, minutul 62, o iartă pe CFR, respinsese Aieti, nici n-avea altă posibilitate. Revedem faza. Da, i-a alunecat mingea. Pretenția de a fi titular. Și de marketing. Da. Iată pe Berlige acum, ține de minge, lașeapă pe Camora să urce, îi pasează capitanului CFR-ului acolo în stânga, central lui Camora, apare foarte bine Filip, de-abia a intrat pe teren și trimite pe lângă poartă, o poziție foarte... Suficientă încredere, vede mingea, da, vede mingea, perfect, are timp să-și facă pașii și trimite pe lângă poartă. O pasă pe culoar, Stambuli! Wow! Ce lat! Capitanul Adanei lui Stambuli. Ce hău acolo pe mijloc. Da. Ce hău. Cum a venit mingea perfect, nu l-a lăsat-o să cadă Stambuli. Da. În locul, sau mă rog, pe zona de teren de unde au ieșit Aieti și Tahtsidis. Tahtsidis în fața apărării, nu ar fi existat așa ceva probabil. Camora! Scoate extraordinar Karacic! Ce ocazie de a reveni la conducere pe tabelă. Mario Camora tras jos tare. Karacic respinge și mingea se duce pe lângă poartă. Iată ce reflex are Karacic. Nu a urmărit nimeni. Vreau să urmărească să fie acolo în gura porții. Foarte aproape de autogol Kevin Rodriguez. Da, era acolo și Ghiul. Morgan, trece acolo Sari, Sari în care Nani trage, e corner, a scos mingea, cred Manea, aflat pe linie. Manea se pare că a reușit să devieze balonul,
să vedem. Nu, a fost cu spatele Creșici. Și cât de mult s-a schimbat jocul celor de la Dana după